Să deschidem unde s-a programat această conferință, versetele care s-au ales pentru această conferință și la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, o să citesc versetul 10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Și ne uităm aici la acest verset, putem să-l, m-am uitat așa la el, la, ca o ofertă. Și această ofertă, pentru noi, copiii lui Dumnezeu, este o ofertă foarte mare. Este o ofertă care merge peste toate celelalte oferte care avem în viața aceasta. Și această ofertă ne duce în veșnicie. Vreau să mă uit la niște lucruri de pe pământ și pe care ne iubim toți și vreau să fac un pic așa o trecere de la lucrurile de pe acest pământ la cele viitoare și la cele veșnice. Și m-am stat și m-am gândit când căutăm să facem ceva acasă sau să investim ceva, când cerem serviciile unei companii, căutăm să vedem ce performanță are această companie, ce oferă, ce oferte le dă această companie. Și aceste companii investesc foarte mulți bani în să facă reclame, să ne atragă către ei. Și noi când găsim această companie care ne place prețul și toate aceste lucruri, facem tot posibilul ca să îi folosim. Și prin acest lucru să ne uităm cum e Dumnezeu. Spune că Domnul Iisus ne spune niște pilde, când spune că cineva care căuta și s-a uitat după un diamant, când a găsit, în grădina în care a găsit-o, a vândut tot ce a avut. Sau și-a cumpărat această comoară. Așa trebuie să fim și noi. Cei care nu cunosc pe Dumnezeu, trebuie să lase tot ce în jurul lor, să alege în această comoară. Că această comoară nu este trecătoare. Este o comoară veșnică. Și vedem că cei din jurul nostru investesc foarte mulți bani să ne atragă către ei. Și vreau să ne uităm la, cu gândul acesta, să ne uităm la ce a investit Dumnezeu pentru noi. Și prima dată vreau să încep cu o întrebare care este în Cuvântul lui Dumnezeu la Ioan, la capitolul 18, versetul 35. Este foarte cunoscut acest loc și această întrebare am stat și m-am gândit foarte mult la ea și cunoaștem acest pasaj. Pilat vine înaintea Domnului Iisus, era înaintea lui Pilat și Pilat îi pune această întrebare. Ce ai făcut? Sunt multe răspunsuri aici, din această întrebare, dar vreau să mă leg la de această întrebare să vedem ce a făcut Dumnezeu, ce a investit Dumnezeu pentru noi, ca să putem să stăm înaintea Lui pentru o veșnicie, și ce a făcut noi. Că trebuie să ne spunem și noi. Este vorba despre noi aici. Îl avem pe Dumnezeu înainte și noi suntem înaintea Lui Dumnezeu. Și vedem Pilat, să spun așa, reprezentantul nostru, întreabă pe Domnul Iisus, ce ai făcut? Și cunoaștem ce a făcut Dumnezeu. Să începem de la început. Ne-a creat după chipul și asemănarea Sa. Dumnezeu s-a coborât pe acest pământ și a suflat în nările noastre să ne facă trupuri după asemănarea Sa. Și noi ce am făcut? Noi am păcătuit prin ascultare. Și când am păcătuit, ce am făcut? Am învinuit pe altul. Nu eu, ceva de lângă mine. Vedem, vine în Vechiul Testament, ne arată prin proroci despre Domnul Iisus. Și ce au făcut oamenii în acele timpuri? Care și oamenii din zilele noastre fac același lucru. Au respins și au alungat. Nu ne trebuie. Noi trăim cum vrem noi, ne place nouă să trăim așa. Dumnezeu nu s-a oprit aici, trebuie să investească. Și a investit ceva, un dar care nu se poate
nu se poate preț, nu are preț, nu putem să punem o valoare. Este așa de mare, de, nimeni nu poate să-l categorisească. Este cel mai mare test care ne s-a dat. Ne-a dat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus. Și ce am făcut noi? Nu l-am băgat în seamă. L-am alungat. Nu ne trebuie. Oamenii zilele noastre fac același lucru. Trebuie să-L scoatem acest nume. Nu ne trebuie acest nume. Nu vrem să domnească acest nume peste noi. Ce a făcut Dumnezeu în continuare? A mers și a investit mai mult. Și Domnul Iisus a mers, a făcut bine oamenilor, a mers la cruce în locul nostru și a luat păcatele noastre asupra Lui. El cel nevinovat. El cel nevinovat ne-a salvat. Și ce a făcut noi când era pe cruce? Și înainte să fie pe cruce? Am strigat la moarte cu El. Și l-am pus în mormânt. Și am zis că gata, s-a terminat. Cum s-a vorbit și zilele trecute, și ei. Au dat bani, să spune, și acum se spune cuvântul că până în zilele noastre. Au dat bani să le asupre gura la oameni. Dar noi avem un Dumnezeu viu. Domnul Iisus este viu. Și ce-a făcut? Domnul Iisus a înviat victorios. Și s-a înălțat la Tatăl. Și au să ne pregătească un loc. Vedem această investiție foarte mare ca să ne atragă spre El. Pentru veșnicie, nu pentru lucrurile un an, doi. Toate lucrurile noi căutăm foarte mult. Facem cercetări multe pentru lucrurile de pe pământ care sunt trecătoare. De aceea suntem chemați să facem acest lucru. Ne apropiem de Dumnezeu. Și cum am început această căutare și cum am primit pe Domnul Iisus, trebuie să continuăm această căutare să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu. Și am pus acest lucru înaintea noastră, această istorie la ce a investit Dumnezeu, că dacă avem această istorie în mintea noastră în fiecare zi, vă spun eu că rămânem la faptele din tâi tot timpul. Vine diavolul și ne mai ia din aceste lucruri. Dar trebuie să insistăm, să alergăm, să mergăm înainte la ținta noastră care este Domnul Iisus. Vorbesc acum celor care nu cunosc pe Dumnezeu. Nu vor să... N-au căutat această investiție care a făcut-o Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facă acești oameni? Și acum citesc versetul 9. Că cei înși istorisesc ce primire ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Aceasta este ținta fiecărui om pe acest pământ. Și toți care am trecut pe aici, putem să spunem cu fruntea senină că suntem fericiți înaintea lui Dumnezeu. Făcând lucrul acesta, acceptând darul acesta fără plată, care nu ne costă nimic, a investit Dumnezeu totul, totul a făcut Dumnezeu. Numai noi să o primim. Nu trebuie să facem nimic. Sunt mulți care se căznesc în toate felurile. Dar acest lucru mi s-a dat fără plată. Nu ne costă nimic. Nu mai trebuie să-L acceptăm. Să spunem un da înaintea lui Dumnezeu. Având parte de această răscumpărare, putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, în fiecare zi. Cum s-a spus, trebuie să ne pocăim în fiecare zi și în fiecare clipă. Cel rău vine cu multe lucruri peste noi. Cum spunea cineva, diavolul se duce de vreme la culcare sâmbătă-seară. Trebuie să fie primul la adunare. Este permanent. Acesta este lucru. Nu se duce la petrecere, la alte lucruri, că știi că acolo nu trebuie să fie el. Dar e tot în mâna lui. Și noi trebuie să facem acest lucru, să veghem tot timpul. Ne spune aici să-L așteptăm. Să-L așteptăm pe Domnul Iisus când va veni pe noi ca să ne ia în slava Sa. Și spune că ne va izbăvi de mânia viitoare. Și vai ceva ce se va întâmpla pe acest pământ. Mulți oameni încearcă să facă tot felul de lucruri. Și acest lucru este adeverit.
Chiar oamenii necredincioși se pregătesc pentru acest lucru, chiar dacă nu cred. Dar totuși simt că se întâmplă ceva. Mai ales noi care avem promisiunile Domnului Iisus. Cum ar trebui să fim pregătiți? Să stăm în permanent, în permanență, în pocăință și înaintea Lui. Vreau să fac o ilustrație la răpire. Să ne uităm la fiecare, să ne uităm la fiecare din noi, în interiorul nostru, să spunem, să lăsăm capul jos pentru câteva secunde și când am ridicat capul în sus, să nu mai vedem pe nimeni. Chiar am stat și m-am gândit, putem să venim, nu e nimeni în sală, să stăm singuri aici, să vedem cum se simte. Toți ceilalți au dispărut din jurul nostru, nu mai e nimeni. Familie, prieteni, toți au dispărut. Ce o să facem atunci? Ne-am gândit vreodată la acest lucru? Și acest lucru se va întâmpla. Trebuie să ne uităm în interiorul fiecare, în interiorul nostru, să ne cercetăm dacă suntem noi gata pentru acest moment. Va veni, într-o clipită, s-a spus. Nu vom ști, nici nu ai timp să lași capul în jos. Ce vom face noi când ne-am trezit pe o sală goală sau pe străzi, oriunde vom fi? Dar am adus în fața noastră această sală, că suntem în această sală. Poate se întâmple în orice moment. Ce vom face noi? Toate lucrurile care le-am făcut, crezând că sunt bune, începe să ne răscolească. De aceea să venim înaintea lui Dumnezeu. Să lăsăm ca lucrurile bune care le facem, să lăsăm pe Dumnezeu să le facă prin noi. Nu să încercăm să le facem noi. Vreau să deschid la un răspuns așa, la răsplata noastră, la Iov, la ultimul capitol, la capitolul 42, la versetul 12. Să vedem, cunoaștem toată viața lui Iov, tot ce a trecut el, putem să ne asemănăm și noi cu el, Dumnezeu l-a dus cât mai aproape de el, din toate lucrurile prin care a trecut. Și vedem ce răsplată a avut Iov. Noi să avem mai mare răsplată. Și spune Iov, capitolul 42, versetul 12. În cele din urmă, în cei din urmă, ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. Și spune aici, înșiruiește toate lucrurile. Deci sunt bogății pământești. Dar noi vom găsi și vom avea bogății mari. Și am auzit așa pe cineva care spunea, cum poți să spunem noi celor din jur? Mulți nu înțeleg această legătură care avem noi personal cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu. Cum se poate, cum se poate să te încrezi cu cineva care nu-L vezi? Dar noi vedem, avem aici în cuvântul Său. Este în permanență cu noi. Și câte minuni, câte minune trece și ne arată puterea Sa, este în jurul nostru. Creația vorbește despre El. Și spunea cineva, noi de multe ori ne uităm la cer, și ne uităm la străzile de aur, la diamante, și de multe ori aceste lucruri ne ia ochii. Dar trebuie să ne uităm la scaunul cel mare, la Dumnezeu Tatăl. Nu se explică prea mult despre scaunul lui Dumnezeu, dar acolo trebuie să ne fie ținta, să nu ducem să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Celălalt, când am ajunge acolo, nu vom avea nicio valoare, ne gândim la străzi de aur și toate aceste lucruri. Acestea sunt făcute din dragostea Sa pentru noi. Toate lucrurile a făcut prin dragostea Sa pentru noi. Să ne ajute Dumnezeu să fim gata, să trăim o viață curată în pocăință în fiecare zi, să trăim o viață ca cum am trăit-o la început, când am primit această mântuire, în dar. Acest lucru este în dar, trebuie să spunem numai un lucru, da, să-L acceptăm. Nu trebuie să facem nimic. Să ne ajute Dumnezeu să-I dăm Lui slavă în trăirea noastră pe acest pământ. Să-L așteptăm pe Domnul Iisus, că El vine curând, să fie în veci. Amin. Amin.